Sute de voluntari, profesori și studenți din cadrul Centrului USV de Consiliere a Refugiaților, coordonat de profesorul universitar dr. Mihai Dimian, s-au implicat încă de la începutul conflictului de pe teritoriul Ucrainei în sprijinirea refugiaților, acumulându-se mii de nopți de cazare și mese oferite gratuit refugiaților, precum și zeci de mii de ore de traducere, consiliere a refugiaților, sortare și distribuire a ajutoarelor. Centrul USV de Consiliere a Refugiaților a mulțumit marți echipei de sprijin din Regatul Unit, coordonată de Mihaela Reynolds, dar și tuturor companiilor și persoanelor din Regatul Unit care au contribuit până acum la strângerea și transmiterea către centrul USV a 5 tiruri de produse umanitare. Astfel, sub coordonarea lectorului universitar dr. Lucian Gheorghe Păscuț, aceste produse au fost distribuite către centre de pe teritoriul Ucrainei din regiunile Cernăuți și Vinița, către centre de refugiați din județele Suceava și Botoșan, dar și către magazinul cu produse gratuite pentru refugiați amenajat recent la Observatorul Astronomic al Universității Sucevene, care este utilizat zilnic de aproximativ 100 de familii refugiate în zona Sucevei. Centrul de sprijin al refugiaților din USV a mulțumit și așezământului de copii Sfântului Ierarh Leontie din Rădăuți prin directorul preotul Justin Tănase și Maica Ecaterina pentru sprijinul oferit în asigurarea transporturilor, precum și lui Florin Croitoru și unei firme pentru punerea la dispoziție a unei hale de depozitare a ajutoarelor. Această activitate din cadrul centrului USV a fost posibilă prin efortul studenților voluntari implicați în sortarea și gestionarea ajutoarelor și magazinului pentru refugiați, în special al studenților din cadrul Facultății de Civicultură a Universității Sucevene și al Asociației Studenților din Universitatea Suceveană.